Tudor Vladimirescu a fost omagiat ieri dimineață la Padeș. Manifestările au început cu un ceremonial civil, militar și religios, intitulat Imn în Câmpia Soarelui, care a fost dedicat eroului național și ostașilor săi. Nu au lipsit nici autoritățile locale și județene. De fiecare dată, fie ziua eroilor, fie astăzi programația de la Padeș, autoritățile fac toate demersurile pentru a nu-i uita și sunt convins că și generațiile tinere își vor aduce aminte cu plăcere de acești eroi. Tudor Vladimirescu este unul dintre românii care, bineînțeles, plecat de aici din Gorj, a schimbat destinul nostru și, din fericire, gorjenii au scos la iveală și au dat țării oameni valoroși care să ne asigure în perspectivă lucrurile bune făcute. Este de datoria noastră ca din generație în generație să transmitem respectul și dragostea față de istoria poporului nostru. La eveniment au participat aproape 300 de oameni. Tudor Vladimirescu a vorbit mulțimii în cadrul unei piese de teatru. Fraților, azi noapte am poposit la prietenul pe o moangă la Târgu Jiu, iar în zori am luat calea brădicenilor. Cu gândul de a pune mâna pe Iorgu Păcărescu. Ansamblul Doina Gorjului a susținut la final un spectacol în locul în care se organizează manifestări dedicate lui Tudor Vladimirescu încă din anul 1967.